Celin Popescu-Tăriceanu îl atac pe Klaus Iohannis pe tema revocrie Feidna, Laura Codroacovesi, e foarte grav ce joacă politic. Presubliniere dintele Senatului sublinierei al ALDE, Celin Popescu-Tăriceanu, a declarat marci, la Brasubliniere OV, ce presubliniere dintele Klaus Iohannis nu întârzie cu răspunsul la cererea ministrului Justiției, Tudorel Toader, de revocare a procurorului sublinierei Faldna, Laura Codruca-Covesi, însă a adugat ce, în opinia sa, este foarte grav ce subliniere-eful statului s-a antepronuncat sublinierei joacă politic această chestiune. Na subliniere putea să spun ce întârzie? Ca să fiu corect, abia la sfârșit sublinierei-tul săptămânii trecute, vineri parc, a primit documentele de la CSM. Nu se poate spune ce întârzie? Altceva pot să spun. Presubliniere dintele mlocse, subliniere ia o marjă de rezerv subliniere i se fi spus, în momentul în care ministrul justiției a cerut revocarea, să fi spus da, o să stau să analizez solicitarea de revocare, argumentele propuse, domnia sa s-a subliniere i pronuncat ce nu consider ce este necesar revocarea. Ceea ce după părerea mea este o gres subliniere al, a afirmat Tăriceanu, într-o conferință de presă. El a adugat ce în cazul deciziei presubliniere dintelui este vorba de două chestiuni, aspectul juridic subliniere și aspectul politic, iar din punct de vedere juridic argumentele furnizate de ministrul justiției sunt imbatabile. Din punct de vedere politic, a juca această chestiune politic intră într-o contradicție flagrant cu rolul constituțional al presubliniere dintelui, care, prin Constituție, este chemat să vegheze la respectarea Constituției. Ministrul Justiției a invocat drept argument pentru revocare, consider eu ce este argumentul principal pentru revocare, nu subliniere tiu dacă îmi prete subliniere e subliniere te punctul meu de vedere, dar el a invocat tocmai faptul ce procurorul subliniere e Faldna, care trebuie să fie un om al legii, a încălcat grav Constituția în repetate rânduri. Deci presubliniere dintele ce face, se derobează de la acest rol esențial pe care l-are, numai de dragul clienților politici sublinierei al simpatizanților? Este foarte grav, a mai argumentat Celin Popescu-Tăriceanu.